am plecat către Curmulișe. Ia uitați, fiți acolo sus, să ajung la Smâlț. Măsurat oilor, cum îi zice la noi aici, a prăvale al Măjului. Și așa ceva n-am văzut eu, n-ați văzut nici voi. Ia gândiți-vă așa. 16 ortași la stână, fiecare cu mielul lui în brucă. Doamne, și o spăț o fie acolo, cum numai un mâncău, ca Liuț, ca Dan Liuț, mai poate vigea și mai poate avea. Dar dacă n-ajung sus la Curmulișe, mă opresc la o colibă aici și vorbesc cu gazda să ne facă un miel umplut, cum se face la Smâlț, aici, la Rudăria. Hai că am plecat, Doamne ajută-vă! Ne-am strâns ca așa se strânge vara de St. George la Rudărie. Și anul ăsta am venit aici la Smâlț. Și pentru că Smâlțul, pentru noi, pentru bănățeni, dar în special pentru almăjenii, ceva sfânt, eu v-am adus să vigeți aici la Mama Chiva cum facem noi mielul umplut ca la Smâlț. Mama Chiva, da. Bine ce-am găsit. Ăsta e mielul. Bine ați venit, da. Așa, și noi ce-i facem acum? Noi acum aici se facem zableaul. Zableaul? Da. Stați așa. Zableaul, oameni buni, este umplutura pentru miel. Miel. Da. Da? Da. Dân ce-i făcut zableaul? Aici ați organele. Acum aici am crumpiei, sari, patrunjei. Sup cu suceapă prăjită și aici pipier, dacă trebuie. Dacă trebuie, după gust. Da, așa. După gust. Noi împlem mielul ăsta cu ce trebuie ca să-l facem prăbrucă. Să traduc acum. Da. Miel prăbrucă înseamnă miel pe proțap care se frige la Smâlț, adică la măsuratul oilor. La măsuratul oilor. Noi la o săptămână măsurăm oile. La o săptămână... După ce le scoaceți afară. După ce le scoacem la pădure aici. Da. Cât le lăsați la... La stână. La vinerea mare. Mama Chiva, da. Smâlțul ăsta când se ține? După ce ies oile, la o săptămână. La o săptămână, da, după ce? Da. Macar așa, cam pe St. George, nu? Cam atunci aici, da, de St. George. Da, după cum... Deci urcăm oile la munte și fiecare stână aici, în zona Almăjului, are mai mulți ortași. Asta înseamnă... Este 16 ortași. 16 ortași. Da, și cum îi zice la stâna dumitale? La Curmulișe. La Curmulișe, vă duc acolo să vegeți și înseamnă 16 miei prăbrucă, pentru că aici, la Rudărie, e obiceiul ca fiecare ortac de la stână să vină cu mielul lui în brucă. Da, să-l pune, da. Deci 16 ortași, 16 miei în brucă. Pui, să nu se joache. Mama Chiva, dar cum trebuie început la el? Prima dată trebuie băgată bruca. Bruca. Da. Dar cum noi nu ne pricepem și ne mai trebuie un maestru, da, îl chemăm pe Lazar să ne ajute. Da, să ne ajute. Lazare! Înainte ce vreme, dragii mei, bruca nu era ca asta pe care o vegeți domniile voastre, adică de inox. Era din? Lemn. Din lemn. Așa. Da. Și noi le-am prins acum tare bine să nu se zgândere, să clacine. Înainte cu ce îl strângeați, Mama Chiva? Cu drud. Cu drut? Da, păi băgam drut, era așa și cu patentul strângeam aici. Așa. Și atunci aici la gușa se băcea un cuni. În brucă să intre acolo? Și atunci lega cu sârmă. La pișoare era așa, se băgau pișoarele. Să legau. Da, și iară se băcea un cuni. Un cuni aici la mijloc, ca să nu mai joas. Acum trebuie să înțelegeți, dragii mei, că acest obicei, Smâlțul, se face la stână. Stâna este undeva sus, în munte. De aici, de la Rudărie, până la Curmulișe, la stârma la Curmulișe, îi vreun ceas de mers, nu? Da, cu tractorul. Un ceas de mers cu tractorul, ați înțeles? Că v-am zis că la noi în Banat altfel e măsura. Și dacă zăuiți ceva acasă, acolo sus la stână și mai faci, nu mai pun nimica. Cum e obiceiul cum e în brucă la Rudărie? Obiceiul în brucă este un obicei de ani de zile, înainte se făcea la roată cu câțiva ani în urmă, dar de câțiva ani se pun, uite așa, pe prăjinile astea așa, să bagă miei în brucă și să fac, să învârte fiecare și învârte mielul cu un tac, cu un prieten cu care ești invitat, ai invitații ai tăi, să bea o răchie. Dar ăsta, cum i-ai zis dumneata că ai zis și la împlătura aia? Zăbleu. Zăbleu, zăbleul îl facem de acasă, nu? Tot acolo. Tot acolo? Tot acolo.
Mai trebuie să-ți iei de acasă și trebuie, da, că altfel, da, da, dacă ce trebuie. Uiți. Nu știu, cred că destui crumpei să văd. Așa, deci zăblăul vine amestecat cu crumpei. Da, punem crumpeii. Do pun tot, că ni se mult, ți-ai mâncat. Ni se mult și ni se și flămânzi, mama, da, Chibo. Da, n-am mâncat ieri. Atât, că am știut că venim la Smâlți, da, n-am mâncat. Bine, așa, acum pus crumpeii. Acum pun și apa friptă. Ai fript și apa acasă, da? Da, friptul acasă, tot, să fie gata. Și apa ai făcut-o cu uloi sau cu untură, mama Chibo? Cu untură? Cu untură. Cu untură să pune la miel, că mi-e gustoasă. Ce ai pus la grințaicuri, la vergeață? La ce vergeață, ai pus acolo? Câte apieni de usturoi, așa, câta pătrunjei și câta țelă, câta leuștean. Leuștean. Da. Oameni buni, pienile de usturoi sunt, de fapt, frunzele ale verzi. Acum pun câta supă. Că la noi, la Bănățeni, dacă nu punem oțel de supă, parcă nici nu-i cum trebuie. Da. Și pipieri. Pipieri. Dacă nu-i condimentat cum trebuie mielul la brucă, nici nu merge răchia după el. Așa, pun și câta sare. Deci, mama Chibo, da, noi facem de vineri sara, ca ei sâmbătă dimineața să fie pregătiți. Da, da, da. Bun. Da. Eu când mi-s tot de una, când ajunge în oră, mi-a cu băiatul în Rătchineșa, așa se spune. Așa. Mă sună, pun vanină în caldare, frig jumărăți, frig brânză. Un... Asta se mâncă dimineața? Da, dimineața, că până se coc mie e prea târziu, prea flamând. Ați aflat că dimineața când ajungi acolo, primul lucru trebuie să mânci, că așa e la noi. Să începe lucru cu o pauză de mâncare. Și dacă tot o zis mama Chiba, că avem și brânză, și jumăreț, da? Da, da, da. Așa? Eu vă chem și vreau musai să vă arăt alt laser, nu laserul ăsta, cum se face cașul la noi la stână, la Curmulișe. Și să vegeți, oameni buni, și rețept de caș, de vă lasă gura apă. Cât chiar puneți acum acolo? Păi, după cât lapte. Da, acum la cât lapte avem? Cât chiar puneți? Păi, cam o litră și ceva. De chiar, da. Depinde cum e și de tare chiarul, că ce rând are în el, cum ăla. Mă sunt multe găleți acum, să aproape 10 găleți. O ca asta, o ca are o litră jumătate. Se pune 30 de ocări. Se pune cam 30 de ocări. Da, un litru bun. De ce împarte o campată? De ce o bătiță? Pentru că să putem, da, să măsurăm, că dacă trece prea mult. Știi că ai văzut, da, bâtul când dăm. Da, da. Are 4 măsuri bâtul ăsta. Așa. 4 măsuri e oca. Oca, 4 măsuri, da, oca. Acum amestecăm cheagul cu lapte. Te punem la jumătate. De asta împarte bătă. Nu poți să pui prea multe. Nu poți să pui prea multe. Și așa e vorba, că trebuie să oprim lapcele, din mistăcagile aia să fie oprit, da. Adică îl suși de 2-3 ori și pui frână? Da, atunci pui, pune câta frână. Eu am învățat de la un cantore bătrân, da, care mergea pe la pomeni la noi. Da. El lua caucul când era supa, învârcea de 3 ori, a 4 oară punea frână și toți tăiței rămâneau la el în cauc. Băi, să fie mai gluș! Ei, da, da! Au și nimica nu mă doare! Lasă-i, mă! Fiule! Faci-o! Ne luăm lopata asta. Îl încercăm puțin să vedem. Să încearcă la mână. La mână. Dacă, da, dacă s-a închigat, s-a închigat, nu? Da. Deci, și acum, așa e tradiția, să-i facem o cruci la caș. Îi facem cruci cu lopata, am făcut cruci. Și atunci începem să-l mestecăm, să-l frământăm aici, în cumpăne. L-am mestecat și acum luăm cum oca. Asta e oca și o punem pe el, că el se așează, tot cașul ăsta se așează și zerul rămâne deasupra. Cât te lăsați? Păi cam jumătate de oră lăsăm și atunci îl spargem, cașul spargem și lăsăm iară jumătate de oră să se așeze. Punem o greutate, punem oca asta pe el, că el se așează jos și după aia îl turnăm în masaia, avem masaie. Și îl punem la stors, punem cașul la stors. Da, da, la stors, da. După cum vigeți, noi acum, cum se zice prămare, ni săm doftori. Ni săm în sala de operație. Doftorul Lazar i-a tăiat pișoarele ale din față
Și așa le-au încălșit prăfoale, că nu ne mai trebuie nici să coasem, nici ac, nici ață. Am pus numai pișoarele și să vegeți. Ia uitați viță la mâinile lui. Cum e gata și nu mai ia să mă mânge doctor. Nu. Mânge bun de doctor. Da. Așa. Acum lasă-l. Așa. În sala noastră de operații, noi avem și ac, și ață, și pansament, dar avem scula universală a bănățanului, drotul. Acum să și traducem, este vorba de sârmă. Cuvântul drot vine din limba germană, care înseamnă drat, sârmă, și noi acum cu scula noastră universală, cu drotul ăsta, îi legăm pișoarele de dinapoi, bașca coada, mama Chibo, da? Da. Ca da. Să nu se îmburge. Să nu fugă. Să nu fugă de prebrucă. Deci, oameni buni, mielul chiar dacă e mort, chiar dacă e pus prăbrucă, el fuge. Ca așa zice bănățanul, fuge. Fuge și cage în foc. Și cage în foc și atunci îl mâncă câinii. Da, geaba ne chinuim. Așa că noi avem de toate aici. Și patent, și drot, și pansament. Și uitați, ață. Și ac, și ață. Știți la ce ne folosește pansamentul? Să-l întoarcem o țără să arătăm. Așa. Există riscul, mama Chivo, când îi focul prea tare, nu? El apucă genial. Și atunci când apucă, noi îl bandajăm cu tifon. Deci, doctorul Lazar cu asistenta mama Chiva și cu privitorul Dan Liuț ori pregăti prăbrucă un miel, ia că-tă, ca în sala de operație. Îl aranjăm imediat. Una, două, nici nu ne trebuie mult nouă. Uite, Lazare, l-am pus prăbrucă, brucă, dar nemțească, cum zice bănățanul. Da. Bine, nu e chiar nemțească, dar e lucru nemțesc. Merge fain frumos la cărică. Așa, și o să învârce, n-ai nicio treabă. Ai probleme cu nimic. Ia spune-mi, ce rog frumos, înainte, când mergi sus la smâls, tot așa sau acolo e altă ceva? E, acolo e altă rânduială. Altă rânduială. Altă rânduială. Acolo se face și brucă de lemn. Așa. De jup lung, cel puțin 4 metri să aibă, ca să nu ți poți arge. Jupul, dragii mei, este un lăstar așa mai gros cam cât o coadă de lopată, cam așa. Cam așa, da. Cam cât o coadă de lopată. Mai lungă, care crește în păduri, așa. Lungă, care să cauce să iasă la lumină. Așa. Și cu aia învârțim ca să nu ci poți arge la foc. 3, 4, 5 metri, cât are? 4 metri, mai 4 metri are da. Bruca. Bruca, da. Bruca înseamnă țepușa, înseamnă proțapul, da. De fapt. Pe care se pune mielul. Pe care se pune mielul, da. Așa. Și... Se face jeg mult și atunci se pune cam cât am mai sus să fie, exact cum se reglează ăsta. După aia mai bace încât a bruca, mai jos, ca să se frigă lent. Lent. Nu trebuie fript tare. Când l-ai fript tare, îl răpești, așa zice. Adică îi faci numai pe la suprafață și arată fain și înăuntru nu-i nimica. E răpit. Așa. Tot timpul trebuie să învârcești acolo, 2, 3, 6, face mai bine. Fiecare cu rândul, cum îi vine rândul, da. Aici, la mășinăria asta, merge mai ușor, dragii mei, pentru că aici ea merge singură și să nu faceți cum a făcut uica Lază. El a pus mielul în brucă la mășinăria asta și s-a apucat și el de răchie. Când a fost el răchiat, a fost și mielul gata. Bravo, Boșule! Și regeți acum ai să se așeze spuma o țără. Da. Să nu fie spumă sus la arac. Ce înseamnă măsuratul oilor? Și să înseamnă. Asta, măsuratul oilor, e cel mai important la o stână. Obiceiul de primăvară cel mai important. Obiceiul de primăvară, cel mai important. Când se iasă cu oile la păduri, se ia după numărul de oi cu lapte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ochi și jumătate. 13 ochi și jumătate. Trăiască băcești cu oile prigă ei. Și, de exemplu, eu am 10 oi. Așa. Eu iau 10 ochi. Îmi ce înseamnă ochia? Ochi. Ai măsura de lapte. De măsura de lapte. Măsuratul oilor la Strunga Cormulici în 15.05.2021. Mai tare. Dărlean Mihai, 21 și 3 litri de la 23 de oi. Îmbrescu Liviu, 13 și 3 litri de la 17 oi. Sârbu Dănilă, 14 și 1 litri de la 14 oi. Și când se măsoară cu răbojul, tot natul stă și se uite. Daulele! Acolo când dă cu răbojul, nu cumva să nu-l băge cum trebuie. Să...
Că-i cumpără pe el. Aulele, că-i baia atunci. Asta e o singură bază, numai în asta se măsură. Deci tot laptele, indiferent, doar în asta. Indiferent, da, doar în asta. Una singură e de măsurat. Indiferent în care ați mulți, una singură e de măsurat. Da, da. Hai să vedem acum cum e. Ia să vedem acum. Otiman Mihai. Otiman Mihai. Deci, ochi, 2, 3, 4, 5 și 3 litri. Deci. 5 ochi și 3 litri. Și 3 litri. 5 și 3 litri. Un copil, hai mă! Am loc însă aici. Am văzut eu acolo așa că atunci când vă apucare să dă mulți, puneți și niște bani în căldare. E, aia banii aia să pun pentru mezinii. Pentru adică... ai mei cineri, ai mei mici copii. Acum vreau să vă spun cu mâna pre inimă, dragii mei, că am văzut acolo și asta spun să mă audă toată țara românească. Eu am văzut la Curmuli și la Smâlți cum se spală banii în România. Nu mă credeți. Vă spun eu, i-au pus toți banii în lapce și când i-au luat de lapce, o trebuie să-i spăle că erau plini de lapce. Plini de lapce. Am văzut cu ochii mei cum se spală banii în România. Da. Dar de ce se pun banii în căldare? La copiii care mănâncă oile. Și să fie bănoși. Bănoși. Și făloși. Ahniști. Oile se digea. Se digea lapte. Adică să înțeleg că plătiți oile ca să vă dea lapte. Asta e tare, da. Păi ca Lazare, hai să ne tragem o țără mai în afară, o țără. Nu de alta, dar să știți că la Smâlți de-aia bruca aia să face de 4 metri, să nu ce arzi, că i-a ta focăra aici, că tot apă mi și mă ghingesc, că dumneavoastră vă ghingiți, mă, și bine o duș în liuță ăsta. A, ce? Mielul în brucă, n-are nicio treabă, numai să-l mânșe. Dar numai să stai la focă ce trec toate apele până-i gata. Aulele, aulele. Păi ca Lazare, și la Smâlți, să strânge tot natul la gata. Ce facem când îți gata miei? E, când îți gata miei, se adună toată lumea, se pune în linie, frumos. Să înfige bruca. Să înfige bruca în pământ, cu mielul, cu tot, și atunci mai vine preotul și spune Tatăl nostru, dacă e înainte de Paști, spune Tatăl nostru, dacă e după Paști, atunci se cântă... Hristos a înviat. Da. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce binecuvintești și sfințești toate, binecuvintează mâncarea și băutura, stâna și animalele, rudăria și tot banatul și pe noi toți robii tăi, că-și ești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Așa. Da, și așa. După aia? După aia ne apucăm de mâncare toți. Aulele, vă dați seama. Sparge mielul, știi cum, că scoacem de prăbrucă și scoacem mielul și mâncăm. Eu vă zic, dragii mei, că aici la inima mea visați voi. Într-un an, când am fost eu la Smâlți, la ea Givrata, cu mulți ani, m-am întrebat și eu, mă, dacă ușor fi împlut mie ăștia. Și am găsit acolo, să nu vă râgeți, așa cum am râs eu, că nu-i de istină, dar am găsit preunul care a umplut cu pulpe de pui mielul nostru. Vă dați seama și-a fost acolo. Aulele, ia uitați-vă la el. Doamnelor, jele mii de dumneavoastră că n-ați nimerit salonul solar cum îl avem noi aici la Curmulice, dar pot să vă spun că avem și o cremă specială pentru bronzat. Cu ce mai dăm, uica Lazar? Dăm cu usturoi, așa, cu sari. Să nu-l mânce vampirii. Așa se dă, așa se dau doamnele la mare, ai văzut cum se dă? Da. Noi dăm cu gestea la aici. Așa, cum ce-mi facem aia? Da, aia facem un proșmotoc de la un... Dar cum îi zice aici? Mustofielnic. Motofelnic. Mostofelnic. 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 Ăla e scula cu care noi dăm... Îl ungem. Mostofelnicul. Mostofelnicul, da. Dar nu trebuie prima dată să-l... Îl țâței. Îl țâței dumitale. Aolele. De nu îl țâței, să vezi. Uica Lazar îl țâțăie
Și eu îl gâzăl. Îl gâzăl, așa. Mai ai grijă cum îl gâzăl, să nu pleci. Uite așa se țâțe. Uite cum iese din el, vezi? Da, aulele. Uite cum iese din el, uite. Și gițâțăit, nu se țâțe la burtă. La burtă nu? Nu. Numai la șele, la șele, la picioare și la gușă. La ăla, că la burtă apucă lumea din el. Că se țâri burta, nu... E numai așa, la gușă, la... Pept? Așa, la... La rețeptul ăsta este un secret. Dacă nu vi-l spune Lazar, vi-l spun eu, că el nu vrea să vi-l spună, dar eu vi-l spun acum. Știți ce-au făcut? Când au luat crema aia de bronzală, ca să... nu de bolunzală, de bronzală, ca să se facă așa mai brown ca melul, el, așa, ca, el, ca noi, așa, ca noi, așa. Știți ce-au pus în loc de apă? Bere! Na, că ce-am părât la zără. Și acum să vedeți că ăsta e secretul. Bere a pus acolo și așa. Ce mi-a pus mama Chivop? Sare, usturoi și sare. Dar și bere. Berea ultima. Berea cât o rămas de la ce n-o băut. Cum se face proba la el? Ia-i câtea coajă să vezi dacă e... Ia fac câtea coajă, ia să vedem. Dacă ar trebui nicât apă pe ea. Dar vreau să vă spun că bunătatea asta de miel, ia să vezi, numai la smâlz, la rudăria, așa cum l-au făcut maestorii noștri, Uica Lazar și cu mama Chiva, numai aici la Sarea Împucat ce mai găsiți așa ceva. Eu vreau să vă mulțumesc pentru ce ne-ați arătat aici, vreau să vă mulțumesc că în sfârșit am mâncat și eu un miel umplut, cum să mănâncă la smâlz la noi la rudăria, și ca să nu mă așteptați domniile voastre atâta, eu m-am lins spre degeajice că așa de bunei. Vă aștept și la altă dată să veniți la noi aici, la smâlz, cu maestorii noștri de astăzi și o să vedeți ce bunătăți vă pregătim aici. Până atunci, Dumnezeu vă îmbucure prătoți, prătoți ai care ne priviți și ne ascultați. Și eu, Liuț, Dan Liuț, vă zic așa, să fiți sănătoși la pungă groși, dar și vă țup prăbușile obrazului, prea amândouă, dar nu vă vegeți. Doamne ajută-ne! Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută!